Bună seara și bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Ieri, Asociația Sociologilor și Demografilor a făcut public un sondaj de opinie. Despre el ne-am propus să discutăm, despre date, credibilitate și despre politicieni. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm cu Nicolae Bodean, reprezentantul Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Și Nicolae Pascalaru, președintele Federației Voievod. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru! Bună seara! Domnule Bodean, vreau să vă întreb pentru început. Datele pe care le-ați furnizat sunt unele destul de interesante. Teza principală pe care au titrat-o majoritatea instituțiilor media este că niciunul din liderii politici nu se bucură de încrederea majorității populației. Cum se explică acest lucru? E o tendință de foarte mult timp în care majoritatea populației are peste 50% n-au credere în niciun lider. Am putea o mic scădere acestui procent, însă tot una este peste jumătate din populație, nu are încredere în niciun lider și respectiv nici într-un partid. Adică nu e legat doar din... La noi sunt legate liderii de partid cu partidele, însă e o tendință care vorbește de un sistem care nu funcționează și de neîncredere cronică în populație, tot ce urmează în relațiile noastre cu factorul politic în Republica Moldova. Domnule Bodean, practic avem destul de frecvent anumite sondaje de opinie care sunt făcute publice. Probabil și nu o singură dată ați fost întrebat de ce ar trebui să credem datelor Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Pentru că există diferite voci. Unii se zic că se manipulează prin sondajele de opinie, alții zic că sunt făcute la comandă. Care este starea de lucru reală? În primul rând, noi suntem o asociație fondată de mult timp și acesta deja de 25 de ani noi facem sondaje care sondaj anual, de exemplu ăsta. Sunt întrebări care pot fi evoluat parcursul lor pe parcursul anilor în care noi vedem cum această întrebare sau o anumită problemă îi preocupă pe cetățenii Republicii Moldova. Și doi, este o responsabilitate profesională în primul rând în care sondajele de opinie, mare parte, sunt ca o carte de vizită pentru potențiali clienți comerciali, de exemplu. Și eu cred că e în defavoarea oricărei companii de sociologice să cumva să manipuleze datele. Dar uneori se manipulează, vrem, nu vrem. Eu sper că nu. În mod normal, dacă s-ar manipula, adică poate să manipuleze în întrebările, cum, de exemplu, într-un formulare a întrebărilor, în lucrurile de felul ăsta. Însă sunt întrebări de control în care, în mod normal, o întrebare trebuie să se reflecte în alte, din întrebările de control și în care se... Asta este mecanismul științific. Adică. Domnule Pascaru, spuneți-ne, vă rog, la ceea ce întrebați-mă un pic mai devreme, la gradul de credibilitate a liderilor politici. Conform datelor, Igor Dodon este pe locul întâi și are 49% din respondenți. Au răspuns în favoarea lor. Cum se explică acest fenomen? Sau este unul firesc ca șeful statului să se bucure de o credibilitate în rândul populației? În primul rând, noi nu trebuie să grăbim lucrurile, inclusiv situația, pentru că 49% acesta a fost procentul la alegeri a președintelui Republicii Moldova, de fapt, și clar cât de cât este încă această energie electorală. Eu mă bucur că noi nu avem o persoană care să fie într-un rating 80-90% în rândul cetățenilor, pentru că noi nu suntem Coreea din Nord. Dar credeți că ar fi posibil într-o democrație? Nici federație. Da. Eu cred că, având în vedere, știți cum se dezvoltă societatea moldovenească, Doamne ferește să fie într-o stare mare de criză, într-un conflict civil, într-un război sau într-o situație mai așa care poate să ne marcheze, într acele momente de criză, clar că poate să apaie un tătuc a națiunii, o mesie, cu toate că noi suntem și avem parte din această civilizație vizantină, prin cultura sa, prin formațiunea statală, prin religie, adică suntem marcați mai cu o gândire mai colectivă, nu atât de individual.
cum sunt din Germania, din Marea Britanie și așa mai departe, dar totuși eu cred că tendința aceasta este corectă, că noi nu ne axăm anume pe o persoană. Ce înseamnă un stat de succes? Un stat de succes înseamnă când se dezvoltă sau conduce într-un stil democratic toată societatea, când se dezvoltă de la un om simplu, de la un inteligent sau un om care are afaceri în business. Trebuie toată societatea să fie pe poziție, pentru că un om care conduce, un dictator sau care conduce statul, care are o încredere de 80% sau 90%, poate foarte ușor trece această baricadă și să nimerească într-o ipostasă de dictator. Dar în construcția statelor moderne care este acum, eu cred că este un lucru bun să evite anume, pentru că, uitați-vă, este un schimb de opinie în societate și este un dialog social. Întotdeauna la o întrebare care este fie de plan strategic, de vector extern, va fi mai multe puncte de vedere. Și este bine că nu este un adevăr concentrat în ultima instanță. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Bodean. Domnul Bodean, vroiam să vă întreb, raportat la ceea ce spunea domnul Pascaru, la țară de succes, la conjunctura social-politică, până la urmă, nu doar aceste date pe care ne le-ați oferit dumneavoastră ieri, dar și alte voci zic că practic s-a coagulat electoratul de stânga. Pe cel de dreapta rămân lucrurile a fi un pic mai incerte și destul de relevante sunt datele pe care le-ați oferit dacă duminica viitoare vor fi alegeri anticipate, care va fi starea de lucruri. De ce credeți că segmentul de dreapta este unul destul de fermițat? Poate nu e așa în viziunea dumneavoastră. Haideți să ascultăm. În primul rând, noi venim dintr-o societate care a fost de factură de stânga. Adică au crescut... Dar avem un sfert de secol deja. În continuare, noi nu ne-am rupt de această civilizație din estică. Noi, în continuare, televiziunile care domină sunt televiziunile nu locale. Lumea nu se informează, în primul rând, din televiziuni locale. Doi, inclusiv, chiar și lumea mai modernă, mai... care are acces mai mult la internet, tot se informează foarte mult din două surse. Adică una este vestică, care este un mic procent din populație, și alt procent care stă pe rețele de socializare, care sunt chiar la origine rusești. Domnule Bodean, cu tot respectul, dar avem și electoratul acesta de dreapta care se vrea a fi unionist, iar alegerile trecute prezidențiale au demonstrat până la urmă și credibilitatea lor. Pentru că vrem, nu vrem, alegerile democratice sunt un exercițiu de verificare și a credibilității în rândul populației. Și atunci ce facem? De ce? Partidele noastre de dreapta sau personalitățile care noi le-am avut până acum din dreapta sunt personalități credibile. Asta e acest lucru, demonstrează toate sondajele în care majoritatea populației nu are încredere nimeni. Și doi, diferențele între, de obicei, pe segmentul de dreapta sunt mai multe teorii concurente, în care însă nu se reflectă la societatea noastră. Dar unii dintre ei nici nu optează pentru păstrarea statalității Republicii Moldova. Asta adică reintegrarea cu... Nu, mă refer la unioniști care zic că trebuie să ne unim cu România. Nu ar fi... Nu suntem o națiune și cred că e natural orice națiune să se reintegreze. Adică nu văd o problemă în acest sens. Domn Pascar, vă rog. Sunt mai multe puncte de vedere. Noi iarăși nu putem să afirmăm o adevăr în ultima instanță, pentru că ce înseamnă o națiune? Dacă să avem în vedere națiunea moldovenească, da, în mare parte cum credem noi moldoveniști sau oamenii care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, da, suntem o națiune și noi putem să tindem la unire ca pe viitor să facem o Moldovă mare.
Da? Nu. În România e mai rupați. Da, Ungaria, de exemplu, ei sunt o națiune cu ungurii care sunt în România. Ei poate să tindă iarăși la o utopie să-și facă sau să organizeze Moldova Mare. Noi trebuie să vedem rezultatul care sunt, de urma acestor partide care țin unioniste sau procentul electoral care este. Pseudo-unioniste. Eu nici nu pretind că tot până acum noi am avut vreo un partid care a zis că vrea să integreze cu România. Orice... Domnule Bodean, cu tot respectul, PNL-ul, mai mulți Partidul Dreapta, trei, cel puțin acum la moment. Din punctul meu de vedere, până acum noi n-am avut un partid credibil în care din contra au subminat această lucru. Însă dacă vorbim să ne abatem de la calitatea mea de membru asociației sociologilor și să revenim la calitatea mea de filozof și de expert în probleme de identitate și națională și, și nu numai. Eu vă spun, sunt un criteriu foarte simplu. Nu există națiune moldovenească, nu există etnie moldovenească. Acest lucru ne vorbește... Nu există popor moldovenesc, nu există limbă moldovenească, Limbă moldovenească nu există. Uitați-vă, populație poate să fie... Domnul Pascar, dați-l ascultă. Dar poporul care are... istorie de milenii, care are o cultură. Cultura românească a fost... Milenii înseamnă peste 1000 și ceva de ani. Noi n-avem însăși națiune. Cultura, formă de statalitate n-avem peste 1000, dar noi suntem, eu cred că, de mai mult cu 1000 de ani. Da, și Iisus Hristos tot a fost moldovan. Eu am auzit istoriile. Nu de asta, uitați-vă care e momentul. Cultura românească a fost formată anume din clasici moldoveni, din scriitorii moldoveni, de pe acest teritoriu care a fost Moldova. Da, fiindcă noi am fost... În mare parte eroi sau voievoză care au apărat acest areal, da, geografic, această țară Moldova, erau moldoveni, îi considerau moldoveni. Neagă cineva la București, că, de exemplu, cel mai mare român este Ștefan cel Mare? Nimeni nu neagă. Dar eu să vă spun că nu toți românii sunt moldoveni și nu toți moldovenii sunt români, dacă sunteți de acord cu mine. Toți românii sunt moldoveni. Nu toți românii sunt moldoveni, dar toți moldovenii sunt români. Eu n-aș spune așa. Asta este o opinie a dumneavoastră. Uitați-vă, aveți un punct de vedere care eu vă respect, dar asta nu este un adevăr. Vă rog, haideți să-l ascultăm pe domnul Bodean și punctul de vedere al dumnealui. Sunt criterii științifice. Vă rog, spuneți. Pentru identitatea românească, în primul rând, contează limba. Și limba română sunt limba vorbită corectă. Noi vorbim într-un anumit mod literar. Și eu vă dau un exemplu foarte elementar în care nu trebuie să ajung într-o dezbatere științifică largă. Limba română spune așa. Limba română, limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba finlandeză, chiar dacă ea este suomi. Asta e specific cu limba română. Și nimic nu se termină cu iască. Când spune iască, înseamnă se referă la o anumită regiune. De exemplu, românească. Că e de origine românească. Poate fi și limbă, însă în cadrul dat nu e o limbă, dar e grai. Și se vorbește. Grai oltenesc, grai muntenesc, grai moldovenesc. Noi, pur și simplu, egalăm termenul de grai cu limbă și deci oamenii care nu sunt vizați, care nu au cunoștințele necesare științifice și care vor să nege o anumită realitate istorică. Dar avem și anumiți intelectuali, domnul Bodean, cu tot respectul de ceea ce ziceți dumneavoastră, care susțin acest concept. Ori ei sunt pseudo-intelectuali, ori ei au un anumit interes din punct de vedere politic. Dar însă și limba noastră. Ideea, eu exclud, de exemplu, să nu întreb tare în istorie, însă și limba are un mecanism prin care îți spune cum este s-a format identitatea unui anumit popor. Domnul Pascaru, Aceasta este o discuție care nu are sfârșit, înțelegeți? Care are punctul lui de vedere și are dreptate în punctul lor de vedere. Nu mă întrerupeți, vă rog. Eu sunteți sociolog, așa cum sunteți filosof și văd că aveți cunoștință mare în istorie. Dar asta nu e de... În momentul eu când am văzut că aveți ratingul lui Gordon la 49.7, asta este procentul de la alegeri, am înțeles că de bine ați făcut dumneavoastră acestea... asta este a doua întrebare. Uitați-vă care e. Dacă o societate îți pretinde să fie sau să aibă acestea idei unioniste în Republica Moldova, noi vedem că nu.
Pentru că ratingul inclusiv la liderilor unioniști este mic, la partidele unioniști este mic. Oamenii nu cred în forță. Ne obligă cu forță cineva să uni. Domnilor invitați, haideți să revenim la națiunea. Domn pastor, haideți să revenim la datele acestui sondaj de opinie și la ceea ce au demonstrat ele. Domnul Bodean, vreau să ne spuneți în baza căror criterii și până la urmă cât de relevante sunt datele, spuneam ceva mai devreme, am văzut aici în informația pe care ați prezentat-o și pentru presă, este această marjă de 3%. Se încadrează în sondajele cu credibilitate? Da, sunt sondaje care au făcut și cu marjă de 6%. Putem să ne uităm asta, mai puțin se practică la noi, se practică în străinătate, de exemplu, plus 6%. Însă diferența din punct de vedere științific, trebuie să respecti pasul. Este un pas sociologic în care facem sondaj care trebuie respectat. Deci, dar sunt probleme din punct de vedere tehnic, din cauza faptului că la noi avem o migrare destul de masivă și, de exemplu, când la alegeri câteodată nu se reflectă sondajele cu rezultatul alegerilor, asta e mult legat de faptul că populația nu este pe loc sau este migrată și, sunt discrepanțe de felul ăsta. Domnule Bodean, principalul idee în sondaj sunt tendințe, nu sunt procentul final. Tocmai la tendințe vroiam și să ajungem. 41,1% din populație ar opta pentru Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană ar vota 41,1% din populație, ar vota pentru 38,5% pentru Uniunea Europeană, 41,1% pentru Uniunea Vamală. Cum s-ar explica acest lucru? Am avut un acord de asociere care anumite persoane îl contestă până la urmă. Avem un nivel de trai, iarăși cel pe care îl avem fiecare dintre noi. Este o dezamăgire? Este și o dezamăgire, însă este și o schimbare însăși în întrebarea cum noi am pus-o. Mai de mult noi puneam și întrebările aparte, dacă sunt de acord cu integrarea europeană, sunt de acord cu integrarea euroasiatică și sunt de acord să aleagă între aceste două. Și treptat noi am vrut să vedem cât e diferența asta de alegere, fiindcă mai de mult peste 50% din populație zicea sau spre 50% procent de populație zicea și că vrea și să integreze Uniunea Europeană și în Uniunea Euroasiatică, că atunci era Uniunea Vamală. Însă datele acestea nu sunt deosebite, fiindcă ele, vedem o reflecție din ultimele sondaje din ultimii ani, este o tendință în urma decepției, crizei migranților, crizei economice. A miliardului furat. Da, și decepții inclusiv interne, în primul rând. Toate acestea se reflectă și în un anumit o scădere a entuziasmului despre integrare europeană. Însă, în același timp, că deja procesul politic cum este organizat, când ajung partidele la putere, acolo este, se redistribuie și inclusiv anumit vector politic sau electoral sau de integrare este determinat nu în exclusivitate de o opinie a populației. Deci, dictat și de anumite realități politice, economice care există. Și noi știm că Uniunea Europeană este o uniune cu multe probleme, însă au economii funcționale în care populația trăiește bine, au și ei probleme demografice, însă ei de obicei le suplinesc prin migrație. Dar concetățenii noștri consideră altceva. Prin migrație, nu, concetățenii noștri au o altă chestie. Deci cum ar face un om politic, ar face alegerea. Și vedem Federația Rusă, care sunt în niște state autoritare. Aceste date reprezenta o radiografiere a societății noastre? Da, ele sunt o radiografiere a societății noastre, însă în aceste date nu sunt incluse opinia cetățenilor care sunt migranți, care din majoritatea votează spre Uniunea Europeană. Și aici vine diferența în care, în cazul, dacă eu aș interpreta aceste date, eu n-aș spune că ar vota prin integrare euroasiatică, în detrimentul Uniunii Europene. Domnule Pascaro, această diferență de 3% până la urmă Uniunea Europeană raportat la Uniunea Vamală, cum poate fi explicat? Acord aceeași întrebare. În primul rând, poziția mea personală este că noi în Republica Moldova noi nu avem instituții sau centre analitice care poate să facă niște sondaje
veridice tot ce se întâmplă în societatea moldovenească. Aceasta este ca niște babi la țară ar trage în cărți și ar găși. Depinde câți bani îl plătește sau așa mai departe. Asta și fără supărare. Dumnezeu, pentru nu că, într-adevăr, în sondaje. Absolut nu cred. Eu țin minte sondajele când le făcea agenția lui Vlad Filatun. El era acolo făt frumos și aproape Ștefan cel Mare, înțelegeți? Și mai departe, peste câteva timp, iarăși trece. Depinde care plătește, pentru că fiecare echipă politică, partid politic la spate și are oameni care promovează interesele. Asta inclusiv cum sunt comentatorii politici și așa mai departe care apar mai des pe la televiziune. Asta este un spectacol care nu are absolut credibilitate. Dar noi trebuie să vedem clar în care parte pleacă societatea moldovenească sau ce vor oamenii, poporul și așa mai departe. Văzând ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și anume criza în politica moldovenească, trecerea dintr-un partid în altul, cumpărarea totului parlament și majoritatea, furtul miliardului, clar că se pierde credibilitatea în acestea partide politice. Și mare parte, cred că premieri până la urmă. Da, chiar și condamnarea fostului premier, eu cred că este un spectacol și este o reglare de conturi, pentru că dacă să lipi fiecare care este acolo mai aproape de guvernare, fiecare din trânsul trebuie să stăi la pușcărie și minimum 5-15 ani, pentru că eu nu cred că aceste dotații sau proiecte europene, bari care sunt venit, sunt dați în popor sau la oameni simpli care să-și facă proiecte. Banii ăștia au fost furați, am fost furat Banca de Economie și așa mai departe. Și noi cu asta avem o problemă formidabilă de mare, pentru că oamenii au pierdut într-adevăr încrederea în Uniunea Europeană pentru că ei nu au putut duce o politică cinstită în fața europeni. Într-adevăr, Europa are și să dea nouă. Noi avem și lucra anume cu europenii pentru că avem nevoie de multe reforme și modernizarea țării. Inclusiv cu partea vestică, cu Rusia, iarăși noi putem avea niște acorduri foarte bune și de lungă durată, pentru că vedem, Rusia este o putere într-această lume, o putere politică, economică, dar pentru o țară mică ca Republica Moldova, noi putem aduce multe favori pentru țară. Iarăși, eu totuși cred că anul acesta care vine 2017 va fi mari schimbări în politicul moldovenesc, vor apărea lideri noi, vor apărea partide noi cu alte mesaje. Anticipați pentru că într-adevăr mele, da. Noi vedem totuși mesajul revoluționar în societatea moldovenească, proteste, revoluții, război civil, ele nu merg. Oamenii își doresc altceva. Oamenii doresc liniște, doresc serviciu, doresc relații bune cu vecinii, pentru că ei văd ce se întâmplă în Ucraina. Eu nu cred că sunt moldoveni mai radicali și mai departe. Și este o greșeală, adică numai unioniștii sau aripa asta unioniștii a fi de dreapta. Sunt și moldoveniști care de fapt cred sau își au poziția anume pe cercul ăsta, pe partea asta dreapta politică. Sunt mesaje moldoveniste chiar foarte extreme și destul de dure privitor la viitorul țării și așa mai departe. Domnule Bodean, oamenii totuși își doresc partide mari, puternice și lideri cât mai autoritari. Da, cam asta ar fi teza pe care ați enunțat-o ieri. Da. Haideți să deschidem parantezele. Pornind de la ultima sintagmă, lideri autoritari. Fiindcă ăsta este idealul care eu îl urmăresc la televizor, este idealul care l-am văzut în cărțile de istorie sau care stea și este un specific cât este mai sigur o anumită situație. Ca să fii fericit, n-ai nevoie de democrație. Asta, din păcate, asta e realitatea și totodată, cum ziceau, problema principală a democrației e că niciodată nu știi pe cine votezi în final, cine îți ajunge să fie lider. Și din cauza asta, într-o situație incertă, așa cum, de exemplu, lumea își face investiții în aur și nu investește, ei consider că lideri autoritari ar avea mai multe lucruri la care să se aștepte. Domnule Bodean, dumneavoastră vorbiți la modul ideal, la democrație. Vreau să vă întreb un lucru pe care cred că v-a întrebat foarte multă lume. Democrație, este loc pentru ea în condițiile Republicii Moldova atunci când și sistemul judecătoresc și cel politic este controlat de oligarhi? El este,
noi trebuie să tindem, că altfel nu se va depăși. Se va ajunge o anumită situație de un anumit echilibru, zicem, macroeconomic sau economic, în care lumea ar avea pâine și sare și apă acasă, însă tot acest lucru este pe o scurtă durată. Adică nu poate o societate să înflorească, să se dezvolte în continuare, atâta timp cât tot acestea, fiindcă orice regim autoritar și respectiv dictatorial sau oricare, cum ar fi el organizat, oligarhic, neoligarhic, el treptat tinde să revină la întreținerea regimului, nu și la bunăstarea populației. Adică dacă pe o scurtă durată de timp există o îmbunătățire, de exemplu, a anumitor politici legate de societate, pe lungă durată, orice regim autoritar începe să, în primul rând, scopul său principal este să se mențină la putere. Și când se mențină la putere, pur și simplu devine, aderă la o ideologie sau alta. Da, dar ce se întâmplă pe plan extern, cât mai multe țări sau tot mai multe țări, chiar din spațiul nostru european, optează pentru partidele de stânga, au adus și la conducerea țărilor și guverne de stânga? Sincer, eu nu văd stânga și dreapta, din punct de vedere politic, este greșit. Da, sunt partide de extremă și sunt partide care sunt centriste, mare parte, care au diferite abordări privind ideologic economia sau beneficiile sociale. Și când se spune stânga sau dreapta, acestea sunt greșite, fiindcă partidul așa zis național-socialist care a existat în Germania și toți îi zic de dreapta, era un partid de stânga, pur și simplu, care mai avea la bază și o factor identitar bazat pe o teorie rasială extremă. Însă scopul lor inițial. Și că iar partidul fascist care era în Italia, era un partid bazat pe oligarhi și pe corporații economice. Era fascist din punct de vedere corporațiilor economice și avea o anumită factură religioasă puternică. Însă ele, fiind ambele partide extreme și la fel partidul bolșevic cu nazist, când le-a convenit tare bine, au fost prieteni, au antrenat trupele împreună. Asta a fost realitatea istorică. Domnul Pascaru, da. Spuneți-ne, vă rog, 29% din populație apreciază negativ desfășurarea alegerilor anticipate. Până la urmă, societatea moldovenească putem deduce că merg pe ideea de alegeri anticipate. Cum s-ar explica fenomenul ăsta? Și raportat la credibilitatea domnului președinte, ceea ce încercam mai devreme să vorbim. Haideți, noi mergem la alegeri anticipate, dar noi nu avem niciun proiect politic viabil la ziua de azi, pentru că noi vedem... Este o, chiar ultimii jumate de ani, este o stagnare politică care nu vine, idei nu sunt. Și eu înțeleg politicul moldovenesc pentru că el se orientează după geopolitică, după acele evenimente mari care se întâmplă în lume, și anume alegerea președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Și clar că acum fiecare țară, cum este Republica Moldova, este într-un suspans, într-o așteptare. Așteaptă, oare ce va fi mai departe? Pentru că, de fapt, ultimii 20 de ani cu lumea, de fapt, a manipulat mai mult, a mai controlat acest clan care a fost la putere, la guvernare în Statele Unite, Clinton. Și noi vedem, în mare parte, s-a investit foarte mult în centre, diferite analitici, în diferite surse informative. Și este o mașinărie întreagă în toată lumea, de fapt, care a căzut. Și acum, clar că la această schimbare, în lume se mai întâmplă și mai sunt forțe, mai sunt putere și centri mari la care noi trebuie să ne orientăm. Și într-adevăr, eu sunt de acord cu ideea lui Victor Borșevici. Republica Moldova trebuie să aibă niște relații foarte bune și cu Statele Unite, inclusiv cu Rusia ca partener strategic, cu Uniunea Europeană și cu China. Pentru că având așa aliați sau având așa parteneri mai puternici și păstrând independența sau suveranitatea sa a țării, noi totuși putem să câștigăm cât de cât timp sau să câștigăm într-această politică externă, că noi suntem practic în centrul Europei, dacă să vedem, și noi suntem într-o zonă de conflict.
și conflict de interese, pentru că pe teritoriul Republicii Moldova sunt foarte multe ciocniri de civilizaționale care sunt și noi trebuie să primim această situație și să ne învățăm ca să manipulăm cu această situație, înțelegeți? Pentru că totuși o proiecție de țară de succes depinde de interiorul societății moldovenești și din afara țării. Pentru și de stabilitate politică. Și de o stabilitate politică. Așa că politicul moldovenesc așteaptă, este într-o așteptare, din păcate. Și cel mai interesant moment, colegul meu a spus și are undeva, eu cred că dreptate. Problema enormă este că businessul moldovenesc, oamenii care fac afaceri mari sunt implicați în politic și asta este cea mai mare greșeală. Pentru că, dar nu vi se pare straniu că la un moment dat se cumpără și partide politice, și deputați, și oameni cu instituții ale statului, se face partajare politică atunci când vorbim. Și în Statele Unite se cumpără, dar în Statele Unite ei au tradiții de 200 de ani politici, nu cum noi de 23-25 de ani. Acolo sunt agenții de a-și putea loba diferite interese, dar astea sunt la nivel de lege. În Republica Moldova noi suntem iarăși aruncați dintr-o grădină zoologică, aruncați într-o junglă și noi nu putem să ne înțelegeți un deputat în Parlament care are o leafă de 4.500 sau 6.000 de lei. Clar că când îi propune o casă, o mașină și o de asta o plecare undeva prin Turcia la odihnă, el trădează patria. Și noi vedem că la noi așa se ocupă deputață. Domnul și iau bani și trădează patria. Și este o problemă enormă, pentru că vă spun problema unde este. Trebuie foarte mult investit în serviciile speciale ca să controleze acest fenomen sau acest proces. Dar acum vedem unde e SIS-ul? Da. Unde e procuratura? Unde e... Domnul Bodean, avem până la urmă o stare destul de interesantă în Republica Moldova. Parlamentul care este format dintr-o coaliție, așa cum o știm fiecare dintre noi, și președintele țării care adesea, sau noul președinte al țării care adesea nu găsește consens. În datele pe care le-ați oferit dumneavoastră, dacă s-ar merge pe ideea de alegere anticipate, 37% din cetățenii noștri ar vota PSRM. Asta ar însemna instaurarea unei păci politice? Unei colaborări firești între instituții? Eu nu cred că noi mai... Este viabil acest proiect până la urmă despre ceea ce discutăm noi acum? Eu cred că pe o scurtă durată poate fi anumită reechilibrarea forțelor, însă noi am mai avut partid care a avut super majoritate politică, însă realitatea că atâta timp cât nu faci schimbări reale pentru populația Republicii Moldova, atâta timp cât nu funcționează procesul electoral, important nu la nivel numai a Parlamentului, dar la tuturor structurilor de putere care există în Republica Moldova, atât timp cât nu este o reformă electorală corectă, noi, orice partid care ar ajunge la putere cu o super majoritate, el n-ar supraviețui mai mult de 10 ani. Dar este o perioadă relativ mare pentru Republica Moldova. Pentru Republica Moldova, da, poate așa pentru viață de politician și de asigurare financiară sau istorică pentru dânsul, poate. Însă noi vorbim despre un stat care noi vrem să se dezvolte. Să dezvolte, să crească, să devină tot mai independent, adică mai... Domnule Bodean, ați utilizat această sintagmă reformă electorală. Bănuiesc că vă referiți la schimbarea sistemului de vot, cel da. Mixt, da? Nu. Sunteți adept? Haideți să eu am o propria mea idee de sistem electoral. Vă rog. Eu sunt adeptul unui sistem care să fie procentual sau să fie în două trepte. Adică el să nu fie nici un nominal, nici pe lege. Adică el să fie un nominal inițial, însă dacă există o persoană care ia 70%, el trece. Plus, după asta trebuie cumva de schimbat lucrul ăsta. Ori persoanele care iau un procentaj mare, însă eu aș lua persoana și partidele și persoanele, așa cum, de exemplu, întâi să ia cine ai votat pentru primul rând, într-a doilea rând și într-a treilea rând. Și după aceasta acest procentaj s-ar uni. Și în așa caz, noi am avea politicieni care țin să comunice cu o populație mai largă. Nu doar pe noi și chiar politic. Nu doar că el ar zice că e unionist, dar de aici se îmbogățește.
sau zice că e român, dar de fapt în afară de a sărbători Crăciunul și spune că limba e românească, deci este o persoană coruptă. Noi, populația noastră votează pe că e de stânga, că e de dreapta, că e pro-rus, că e pro-român sau că e pro-european, doar din simplu motiv că el ajunge într-o situație în care el este unicul lucru cert, în care el încă mai poate spera să-l mențină sau să-l schimbe. Domnule Pascal, spuneți-ne, vă rog, cifrele sunt destul de relevante. Ziceam că 37% ar vota pentru PSRM, urmată de Platforma Demnitate și Adevăr cu 9%, după aceea Partidul Acțiune și Solidaritate cu 8%, iar la coada acestui clasament este PL-ul cu 1,1%, PPM-ul cu 1,7% și PCRM-ul cu 2,9%. Eu aș vrea să ne oprim un pic la PCRM și la partidele din coadă. Cum s-ar explica? Până la urmă, zicem că un partid se identifică cu liderul și au epuizat perioada lor aceste partide? Noi trebuie să înțelegem, să vedem fenomenul politic în ultimii 10 de ani, pentru că, într-adevăr, Partidul Comuniștilor, care a avut o majoritate, periodic, noi vedem cadrele cele mai bune care erau într acest partid, au trecut în și acea echipă a socialiștilor și au format un bloc politic destul de puternic în Republica Moldova. Și, într-adevăr, președintele Igor Dodon va face tot posibil ca până la alegeri să întărească credibilitatea într acest proiect politic și să meargă la alegeri să iei în mare parte un procent mai mare, o majoritate. Partidul Comuniștilor, într-adevăr, a fost focalizat pe liderul său, Vladimir Voronin, care a îndrăznit, a încercat multe lucruri, din păcate nu s-a primit, dar noi să nu uităm că până în 2009, în Republica Moldova, lucrurile mergeau mai bine și în trașia al business, businessmenii mai bine cunosc. Și era cât de cât o stabilitate. Și de aceea vor fi oameni nostalgici care vor vota și acest partid. Dar eu cred că în mare parte următoarea lege poate să nu numerească chiar și în Parlament. Că în mare parte această transmitere de imagine o atrage Partidul Socialistilor, inclusiv cu liderul Igor Dodon. Lumea înțelege că Vladimir Nicolae și Voronin au obosit undeva și trebuie să pleacă la odihnă și clar că va investi credibilitatea într-un lider nou, într-un lider cu perspectivă și cu ambiții serioase politică, inclusiv care va avea rezultate mari. Partidul Democrat este un partid construit pe o disciplină mai aspră și având în vedere puterea financiară care o au, vor avea șansă de a intra în Parlament pentru că este construit pe o ierarhie. Președintele raionul, președinte de comune și așa mai departe. Cu toate că eu cred că nu vor avea un procent mai mare. Partidul Renat USAT, noi vedem în mare parte... Partidul Democrat, este... conform datelor oferite de ieri, 7,32%. Înseamnă că eu nu pot să spun sigur la 100%, dar cam închipu cine a comandat acest sondaj. Adică nu pot spune mâna în foc, dar... Și aici mai este și partidul nostru. Și aici s-ar termina, ar întrage lista cu partidele care ar accede în Parlament. Partidul nostru, în ultima perioadă de timp, foarte tare își pierde din imagine și pierde din susținători, având în vedere declarații a liderului său, Renato Usată, inclusiv cu lipsa prezenței în teritoriu sau cu niște lucruri concrete care le face la noi în țară. Și eu totuși cred că acest partid va fi plasat pe sectorul mai de extrem undeva și iarăși va pierde foarte mult din credibilitate. Dacă nu se va întâmpla ceva mai înspre primăvară, nu s-au unit aceste partide Demnitate și Adevăr, partidul nostru și alt partide mici și vor încerca să facă o opoziție dură prin diferite proteste de stradă, prin diferite manifestații care s-au întâmplat până acum. Pentru că oamenii de la noi din țară, moldovenii, ei sunt totuși foarte atenți la diferite manifestări de moment. Adică la niște succese de astea care temporale.
atrag atenție și eu cred că, având în vedere cum colegul meu a spus, în mare parte moldovenii nu cred în politica moldovenească, la un moment dat poate să încearcă să simpatizeze un proiect nou venit. Așa cum a fost Renatu Sată, a ieșit două ori pe scenă cu Sofia Rotaru, l-a invitat pe Lept și cineva și vedeți în sondaje cum a crescut. Și asta se datorează iarăși la cultura politică în societatea moldovenească. Vă rog, domnule Bodean, spunea și domnul Pascaru, noul proiect politic. Până la urmă, această idee a fost lansată și de domnul Șalaru, că ar fi posibil și este loc pe șicherul politic pentru un nou partid. Vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Credeți că urmează în viitorul apropiat să asistăm la apariția unor noi partide politice? Eu cred că urmează și natural să apară. Și dacă da, pe ce segment? Natural să apară și cred că cât mai multe trebuie să apară. Fiindcă opinii în populație sunt, el trebuie să se manifeste, unica procesul electoral trebuie cumva să le reflecte. De ce această unire nu s-a efectuat în campania electorală până la urmă? Să fie mai evidentă? Cred că aici vine diferența între liderii noștri politici, au diferit personalități, interese și mai departe. Și respectiv electoratul de stânga întotdeauna a fost mai unit. Au făcut această alegere cu mai multă intenție, însă partea aceasta europeană sau pro de dreapta e cea de diferență, e naturală, trebuie să existe cât mai multe, în opinia mea, trebuie să existe cât mai multe partide și e bine să apară partidul. Republica Moldova, noi, dacă nu mă înșel memoria, avem 42, dintre care, așa îndrăznesc să zic, active sunt undeva 10. Eu vorbesc 10. De partide, nu pur și simplu pe hârtie, eu vorbesc partide care să vorbească cu electoratul, să ducă, spună o opinie și nu neapărat acest partid să ajungă în Parlament. Poate fi și partid regional, poate fi un partid care câștigă câteva primării în câteva sate. Însă și ideea de a duce, de a aduce o schimbare, asta contează mai mult decât un partid care neapărat să fie la putere. Însă, din păcate, la noi interesul principal este să se ajungă la putere și în cazul dat se cedează din anumite doctrine sau din anumite ideologii. Adică trebuie să fie un anumit minim care nu trebuie să fie cedat. Un minim care este în jurul cărora coagulez. Restul înțelegem că nu trăim într-un regim autoritar și trebuie să conlucrăm între noi. Însă, din păcate, se conlucrează în alte interese. Însă, din punct de vedere științific, Republica Moldova e o țară ideală pentru cercetări sociologice, antropologice, lingvistice. Ea oferă această combinație bună de haos și dorințe în care noi putem să le testăm la scară mică, însă, din păcate, nu sunt investiții masive din punct de vedere. Să începem cercetările. Da. Domnule Pascaru, vreau să discutăm un pic despre PAS și despre Partidul Demnitate și Adevăr. De ce acești indici sunt relativ mici cu așteptările oamenilor? Pentru că liderii ne vorbeau despre altceva, ne vorbeau despre susțineri de sute de mii, despre proteste în centrul capitalei și alte fenomene care până la urmă nu au avut loc. Partea centru dreapta sau partea opoziționantă a Partidului Liberal-Democrat, ex-președinte Filat, a rămas după condamnarea acestui om, a rămas mai liberă, da? Și a fost mai multe încercări ca să fie schimbați de alți actori politici, inclusiv domnul Năstase, care a încercat. Da, dar pentru mine cel puțin a fost o noutate sau un fapt neașteptat. 0,38 ar lua la viitoarele alegeri. Noi să nu uităm că s-a investit multă încredere într acest personaj pentru a-l înainta președinte, dar el la o numită etapă a cedat în fața lui Maia Sandu, care, din părerea mea, este cu mult mai slab ca lider național și ca un om care poate să conducă
Republica Moldova, având în vedere totuși moldovenii au un psihotip mai patriarhal, vor să vadă într-adevăr un bărbat la putere care va putea să schimbe în țara aceasta ceva, pentru că având în vedere că avem o puțină cultură democratică și nu am avut mult timp ca să democratizăm societatea moldovenească, totuși avem nevoie de niște acțiuni mai dure, niște intervenții mai chirurgicale în societatea moldovenă pentru a face reforme. Pentru că... Mă scuzați, dacă nu mă înșel memoria, la sondajul precedent pe care l-ați expus, datele spuneau că moldovenii și-ar dori un Ștefan cel Mare sau un Țepeș. Da, da, cam așa era asta. Însă toate acestea pot fi rezolvate și efectuate printr-o reformă electorală corectă. O reformă electoral corectă, modernă, în care se poate fi... Credeți că e valabil în următoarele Eu cred că toată clasa noastră politică nu este interesată de o reformă electorală care să beneficieze populația Republicii Moldova, din păcate. Dar acest lucru poate fi realizat în zilele noastre cu tehnologizate, în care noi putem vota și electronic și așa mai departe, în care să fie opiniile cât mai largă răspândite și printr-o reformă electorală, noi atunci putem vedea persoane care nu apelează la extreme și nu apelează doar la o idee, dar apelează la mai mulți oameni cu mai multe interese și cu fapte concrete. Domnule Pascaru, ziceam, 0,38% ar lua în alegerile anticipate pe LDM. Credeți că el ar trebui exclus din partidele vii, în ghilimele de regoare? Da, eu cred că da. Într-adevăr, văzând ce se întâmplă prin raioanele Republicii Moldova, trecerea aceasta... Noul lider masivă, nu reprezintă o locomotivă? Absolut, da. Domnul Ciobotaru, el poate fi un expert în diferite domenii, poate fi un analist politic, să aibă un centru acolo de analitic, dar el nu poate deveni un lider și nu poate impune autoritatea față de acest partid, pentru că acolo erau concentrate în mare parte oameni destul de puternici. Noi nu uităm cum s-a format PLD-MEU. PLD-MEU a fost format din oameni puternici, anume din partidul domnului Ureceanu, dacă țineți minte, toate acele fuziuni și treceri și din oameni care au fost antisistem, anticomuniști, antivoronin, pentru că totuși în Republica Moldova se duc și lupte pe mai multe terenuri. Se duc și lupte de clanuri, lupte de elite, lupte politice care au interes economic la bază și noi vedem că oameni care au într-adevăr un potențial economic mare și care investesc în politicul moldovenesc foarte bine și fac jocurile destul de ușor și destul de... Eu cred că la timpul lor s-a fost investit în PLD-MEU mai mulți bani, s-a fost atras atenție mai mulți specialiști, mai mulți centri analitici, PLD-MEU trebuie să fie la putere și Vlad Filat nu trebuie să stai în pușcărie. Pentru că, iarăși, aceasta este rezultatul unei lupte care se duce pe acest teren. Pentru că de furat, ei au furat toți care au fost atunci la guvernare, anume în perioada aceea a haosului. A fost culmea când s-a furat miliardele din Banca de Economii. Și iarăși, deși se pierde încrederea Uniunii Europeană sau între acești comisari europeni, pentru că cum poți când țara ta este la monitorizare la aceste comisii europene să se fure atâți bani? Eu nu cred că dacă noi vom avea niște parteneri strategici în fața Rusiei, da, sau vom avea niște relații bune cu Rusia sau cu Statele Unite și mai bune, dar eu mi-aduc aminte perioada sovietică când era acest serviciu OBHS, serviciul ăsta economic, atunci un președinte de colhoz, dacă avea mai mult de o casă sau avea mai mult de o mașină sau de acum era ori arestat, ori era interogat, da. Dar la noi și era un teren liber unde se făceau atâtea fără de legi. Până acum în cap nu poate să intre informația cum prin Republica Moldova s-au spălat zeci de miliarde de dolari din vest, din Federația Domnul Rusă. Domnule invitați, mai avem 3 minute la dispoziție. Vreau să aflu punctul de vedere a domnului Bodean. Spuneți-ne, vreau, pentru mine ceva nu este limpede sau nu pot înțelege până la capăt. Dacă ziceam că duminica viitoare ar avea loc în alegeri anticipate, Partidul Democrat al luat 7,2%,
2%, și raportat la credibilitatea anumitor lideri politici, domnul Lupu se încadrează în 21%. Cum se explică faptul ăsta? Partidul mult mai puțin, chiar o treime din credibilitatea ex-liderului. Ce era o întrebare deschisă în care era primul rând și într-a doilea rând. Da. Și de azi, pe asta se reflectă. Și specific cu Partidul Democrat, care ei deja de mult promovează mai mulți lideri. Adică nu promovează deja un lider de mult timp, ci de ceva vreme ei nu mai promovează că ar avea doar un singur lider, și din cauza asta vedem că ei foarte ușor își schimbă liderul sau persoana care și le-o pun în față. Sau îi se sugerează totuși, raportat la... Eu nu cunosc mecanismele externe a partidului în care spun cum funcționează. Însă, și nici nu vreau să mă dau cu părere, însă la suprafață noi vedem că ei promovează mai mulți lideri și schimbă liderul. Și dacă vedem în primul rând și de exemplu persoana lui, da, Vladimir Voronin, vedem că tot el este destul de... Multă lume are încă încredere în el, în primul rând și într-a doilea rând. Însă nu se reflectă în partid, fiindcă eu de mult zic că moldovenii, chiar și în sondaje, sau chiar în zi cu zi, vorbesc cu una, ei ar alege altceva, însă când se duc la vot, ei de obicei votează destul de intenționat. Ei aleg partidul care cred că are șanse cel mai mari de a trece, din cauza procesului nostru electoral și pragului mare, și ei votează partidul care el consideră cu anumite idei de care el se apropie, are cea mai mare șansă de a trece. Credeți că anul 2017 aduce cu sine mari schimbări pe arena politică? Eu cred că n-o să aduc. Domnule Pascaru, o minută la dispoziție. Cum credeți? Anul 2017 aduce mari schimbări? Politică, noi trebuie să fim pregătiți de procese destul de serioase. Eu nu știu dacă noi avem specialiști în domeniu pentru a fi pregătiți. Noi vedem apropierea între Republica Moldova, Federația Rusă, vedem dezmorțirea acestui conflict de pe Nistru și iarăși se va începe într-adevăr niște runde de negocieri foarte serioase. Acesta este un timp când se va schimba probabil soarta Republicii Moldova pe mulți ani înainte, și noi ne așteptăm pe niște tereni de discuții foarte serioase. Societatea moldovenească trebuie să fie pregătită. Inclusiv... Dar de ce liderii, cel puțin din alianță, nu ajung la un compromis sau la... Niciodată n-o să ajungă. Sau nu merg pe lansarea acestei idei, politică. Pentru că cel mai relevant exemplu este inițiativa PL-ului de a-l demite pe noul președinte Dodon. Astăzi apare domnul Ciubotaru cu o declarație care zice că această intenție este una pripită și este una nerealizabilă. E cel exemplu cel mai proaspăt. Sunt niște mesaje de autoapărare a unor rămășiți politice care trec într-acest gunoiște a politicului undeva în istoric. Așa îmi permit să spun, pentru că într-adevăr nu s-a văzut fapte reale acestor pentru a schimba soarta Republicii Moldova. Dar acum se întâmplă niște fenomene care eu cred că mult poate să schimbe. Eu nu știu dacă noi suntem pregătiți pentru această fenomene, pentru că elementar, în spatele Chișinăului și în spatele Tiraspolului trebuie să fie specialiști care noi mergem la această reintegrare. Hai că Tiraspolul mai are ajutor din Federația Rusă, înțelegeți? Eu nu știu dacă noi vom putea găsi aceste puncte foarte importante pentru noi ca să apărăm interesele naționale, și este important la acest subiect. Dar noi vedem că noi nu suntem cu lecțiile făcute de acasă, gata. Noi nu suntem gata și putem să ne așteptăm la niște lucruri surpriză din politica moldovenească, așa că noi trebuie să fim pregătiți de multe schimbări destul de interesante. Domnule Pascaru, domnule Bodean, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru punctul de vedere pe care ne l-ați exprimat pe marginea acestor date pe care le-a oferit Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul nostru. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă îndemn să rămâneți alături de noi.